Numărul deceselor cauzate de infarctul miocardic acut în România este mult mai mare decât media europeană. Și ca să vă dați seama cam cât de gravă este situația, este suficient să ne uităm la statistici. Datele arată că la fiecare 30 de minute un român face infarct. Alimentația nesănătoasă, stresul zilnic, lipsa activității fizice, obezitatea și fumatul sunt cauzele pentru care din ce în ce mai mulți tineri fac infarct. În ultima perioadă, pacienți chiar de 30-35 de ani s-au prezentat la spitalele din țara noastră cu infarct. De aici pornim discuția cu doctorul Maghidanu Denisa, medic specialist cardiolog. Bună ziua și vă mulțumim pentru prezența la Observator. Vorbeam înainte de a intra în direct, poate în capul listei trebuia să punem fumatul. Da. Fumatul este principala cauză pentru care atât de mulți tineri ajung la spital cu infarct? Da, este, să zicem, cel mai important factor de risc în rândul tinerilor de infarct miocardic. Pe lângă fumat, am mai enumerat sedentarismul. Ce trebuie să facem în primul rând pentru a preveni? Pentru a preveni, trebuie în primul rând să controlăm acești factori de risc, să renunțăm la fumat, să avem grijă ce mâncăm, să menținem nivelul colesterolului în limite normale, să facem activitate fizică, să controlăm tensiunea arterială în cazul în care aceasta există, să luăm medicamente adecvate pentru menținerea tensiunii arteriale în limite normale. Cam asta ar fi. Cum ne dăm seama că am făcut infarct, pentru că vorbeam tot înainte să intrăm în direct, că sunt pacienți care se prezintă la spital, poate după câteva zile, sau chiar un an, îmi spuneați. Da. Atunci când cineva face infarct, de obicei se simte o durere foarte puternică în centrul pieptului. Pacienții care au simțit durerea asta nu uită niciodată, chiar la următoarele evaluări. Dacă mai au oarește dureri în piept, doctorul de obicei întreabă, seamănă cu durerea de la infarct? A, nu, în niciun caz. Deci rămâne în memoria acea durere, care este foarte puternică, poate iradia în mandibulă, în brațul stâng, pe partea interioară a brațului, până la ultimele două degete. Asta ar fi simptomele clasice, semnele clasice de infarct. Dar Mai sunt și cazuri mai mult la pacienți diabetici, cam 25% din cazuri la pacienții diabetici sau vârstnici sau chiar și în cazul femeilor unde nu, simptomele nu sunt tipice, adică nu există o durere cum am descris-o mai devreme. Poate să fie doar o greață, o stare de o vărsătură și atunci pacientul să creadă că a făcut o indigestie și să nu bage în seamă și apoi descoperă peste câteva luni, un an că inima lui nu se mai contractă cum trebuie, sunt modificări pe EKG, pentru că a făcut un infarct, dar l-a trecut cu vederea. Sau poate să apară doar o durere de braț, sau o amorțeală, sau o amețeală ușoară, sau o scădere a toleranței la efort. Parcă mă simt un pic mai obosit decât înainte. Deci nu întotdeauna se poate. Acea senzație, cum spunem de multe ori, nu știu, oboseală cronică. Adică zile în șir în care te simți surmenat. Da, de la simplu. O vreme parcă mă simt mai obosit, nu mai pot să urc două etaje cum le urcam înainte, simt că trebuie să mă opresc, să mă odihnesc. Dar, v-am zis, astea sunt particularitățile diabeticilor, vârstnicilor și. Care este diferența între preinfart și infart? Preinfartul, cum se spunea înainte, nu mai este un termen folosit actual în ghidurile de cardiologie, este de fapt angina instabilă, cum o numim acum. Adică este o durere care poate să fie asemănătoare cu ce am discutat mai devreme, o durere în centrul pieptului, dar care apare în repaus, care apare la eforturi mici, nu are o durată anume, poate să țină, nu știu, un sfert de oră, o jumătate de oră. Deci că nu are un tipar anume de apariție, cum are angina pectorală de efort. Când fac efort, când urc scări, când car sacoșe de la piață, când mă enervez, când ies în frig, când așa, simt că am o durere în piept. Aceea este angina pectorală stabilă de efort. Angina instabilă este mai tricky, să spun așa, mai. Dar și în cazul ăsta pacientul trebuie investigat, trebuie să se prezinte la un cardiolog și să nu aștepte până face infarct. Adică înseamnă că vasul acela nu este încă astupat complet, dar sunt șanse foarte mari să se întâmple lucrul ăsta și atunci trebuie să meargă la cardiolog. Pacientul se prezintă la cardiolog, se pune diagnosticul, cum se intervine și care este perioada de recuperare? Ce trebuie făcut în perioada de recuperare?
Bun, tratamentul infarctului miocardic este în mai multe etape. E tratamentul de fază acută, când adică primul lucru care trebuie făcut în procesul de vindecare a infarctului este dezobstrucția vasului, dezastuparea arterei care s-a blocat. Prin coronarografie se implantează stent sau, dacă e un caz mai grav, se face bypass ortocoronarian. Asta e faza acută la prezentare în spital. Așa. Ulterior, recuperarea cardiacă post-infarct trebuie începută cât mai precoce. Mai ales dacă pacientul este asimptomatic și stabil hemodinamic, cât mai precoce, chiar din spital, se începe recuperarea. Adică pacientul nu trebuie să stea în pat, cum era prin anii 30, după infarct, 6 săptămâni repaus la pat. Nu. După aceea, prin anii 68, 60 și ceva, s-au făcut studii și s-au demonstrat că repausul la pat are efecte negative pentru capacitatea funcțională și pentru cord. Și atunci, prin anii 70, s-a introdus această recuperare cardiacă, programele de recuperare cardiacă, în special pentru pacienții ischemici. Deci, cum am zis, recuperarea cardiacă e împărțită așa în trei faze. Faza 1, care are loc în spital, mobilizare precoce a pacientului, chiar și pacienții operați. Kinetoterapeutul are un rol foarte important. Chiar din ziua 1 postoperator, kinetoterapeutul poate ajuta pacientul să facă mișcări în pat, mișcări ușoare la marginea patului, mișcări de respirație. Deci nu trebuie așteptat până iese pacientul din spital. Nu. Trebuie să se facă cât mai precoce această recuperare, această mobilizare a pacientului și să se auto-îngrijească încet, încet, bineînțeles cu monitorizarea pulsului, a tensiunii arteriale, cât este în spital. După spital urmează faza 2 de recuperare, care este recuperarea propriu-zisă, care se poate face ori în centre de recuperare cardiovasculară prin internare, ori ambulatoriu. Pacientul se prezintă la clinica respectivă doar pentru a efectua exercițiile fizice. Înainte de începerea fazei 2, este foarte indicat să se facă o evaluare clinică, o ecografie cardiacă, un EKG și, cel mai important, un test de efort. Un test de efort EKG se face de obicei, dar cel mai indicat ar fi un test de efort cardiopulmonar. O singură întrebare mai am, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Recomandați mișcare. Bun, foarte curând, Ministrul Mediului a declarat public că există o legătură între poluare și bolile cardiovasculare, infarct. În special în București, Iași și Brașov, o mare problemă în acest sens. Ce le recomandați dumneavoastră pacienților care, ok, vor să aibă o viață sănătoasă, dar alergăm în aer liber și, de fapt, inhalăm, să zicem, pulberi în suspensie? Alergăm în aer liber, nu e asta o... Deci e bine să alergăm în parc, să facem sport? Să facem ieșiri la munte, să alergăm chiar și la sală, dacă nu avem timp să plecăm undeva, da, mișcarea este recomandată, fără doar și poate. Și prevenție, controle, periodice? Prevenția este mult mai ieftină decât tratamentul. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste sfaturi și vă mai așteptăm la Observator.